La bună revedere, prieteni! Dacă sunt aici, știți ce e? Momentul de poezie pe care eu, Armanda Filipine, îl fac de atâta timp. Astăzi, întâlnirea cu numărul 584 și vă repet că îmi place să aud aceste cifre pentru că îmi demonstrează și faptul că îmi arăt fidelitatea față de poezie, față de iubitorii de poezie, față de scriitorii de poezie și lupt și eu cum pot cu armele mele împotriva acestei pandemii care, iată, nu ne lasă în pace și care ne obligă să stăm ceva mai la distanță unii de alții. Ei, aici, la momentul de poezie, nu e cazul, suntem foarte, foarte aproape, am putea chiar să stăm lipiți așa de ecran unii de alții, dar nu e nicio problemă, chiar dacă e mai târziu, momentul de poezie rămâne înregistrat aici, pe pagina Facebook, va fi transferat și pe canalul YouTube, așa că aveți posibilitatea să-l reascultați, v-am zis și vă repet, nu e nevoie să mă priviți pe mine, ci să ascultați poemele, să înțelegeți mesajul lor și dacă vă plac autorii, să le căutați cărțile și să căutați revistele în care au fost publicați. Deci, așa cum știți, avem și coloană sonoră. Astăzi e tot un compozitor din perioada baroc, fac ce fac și tot acolo ajung, dar este o muzică atât de frumoasă încât este păcat să ratăm întâlnirea și cu aceste stiluri și genuri și frumusețe care nu o găsim toată ziua și cu lupa dacă am căutat-o. Deci, Giuseppe Torelli, un italian care a trăit între 1658 și 1709, iată că nu a trăit așa de mult, dar a lăsat în urma sa câteva compoziții care sunt din când în când înregistrate și avem ocazia să ne bucurăm de ele, așa cum ne bucurăm și de poezie și să vedeți ce poeme interesante sunt în creația unor autori poate mai puțin cunoscuți sau unii chiar deloc cunoscuți, chiar și printre iubitorii de poezie. Deci, primul autor pe care îl invit în cercul nostru este o tânără din Galați, Alina Simona Dragomir, absolventă de litere, născută în 1994 și care are un volum apărut în 2017 la editura Junimea, Ochi de culoare bacoviană este titlul acestui volum, care a fost premiat și la un concurs național de poezie și despre care scrie foarte frumos în revista Neuma Ioan Holban. Eu de aici, din revista de la Cluj, condusă de Andreea Chedeș, am ales un poem, foarte interesant poemul și zic eu că, iată, e bine să mai citim și poezie scrisă de tineri și să le dăm curajul să scrie mai departe, bineînțeles, dacă poezia e bună, dar o să vedeți că e foarte bună. Deci, Alina Simona Dragomir, din volumul Ochi de culoare bacoviană, editura Junimea, 2017. Poate îl mai găsiți. Fată cu părul negru. Am scorțișoară sub unghii. M-am văzut ieri seară, spânzuram drestrea și neacasi un felinar. Plouă. Ei spun că tot cerul. Frânghii înodate la geamuri. Am 22 și o mână de poet. Mi-am prins un ochi într-o carte cu capsatorul. Celuilalt i-am pus sare. Durerea e o victimă ca o locomotivă cu aburi. Caut violatori. Aștept provincia. În pantofi o lamă. Eu sunt pacifistă celibatară. Am obosit. O urmă de deget în praful de pe noptieră. Totuși, hai să nu ne mai vorbim la pertu.
Acesta este poemul și, după cum observați, este frumos, este sincer, este neprobator, reprobator și cu multe dureri. Și trimite și el la multe lucruri, semn că și tinerii știu să facă poezie care să nu ne enerveze și să ne plictisească. Așa că repet numele: Alina Simona Dragomir, o gălățeancă. Și acum doi poeți, unul român și unul străin, care din păcate nu mai sunt printre noi, dar eu mă bucur mult că le-am întâlnit poezia și o să încerc să aflu mai multe despre scrierile lor. Unul dintre ei este Lucian Velea, pe numele adevărat Alexandru Astalusiu. Deci Lucian Velea, pe nume de autor, așa a semnat volumele și poezie și critică, a trăit între 1924 și 1992. Recunosc că până să nu îl descoper în revista de la Bistrița, Mișcarea Literară, nu auzisem de Lucian Velea. Velea, nu Velea, cum am scris eu greșit în agenda, e Velea. Tot la Bistrița s-a stins autorul nostru, născut în județul Bistrița Năsăud, și în articolul, un articol mai degrabă in memoriam, cu mai multe trimiteri la scrierile sale, este pomenit volumul Întoarcerea lui Don Quixote, apărut în 1972 la editura Cartea Românească. Poate că mai poate fi găsit pe undeva. Un volum din care o să extrag ce am găsit în revista Mișcarea Literară. Superbe versuri, dragii mei. Adevărul e că Don Quixote și autorul său, Cervantes, n-au făcut decât bine pe lume, pentru că, în ciuda poveștii triste, 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 au dat la o mulțime de autori inspirație cu totul și cu totul deosebită. Recunosc că am și eu câteva poeme și tot așa inspirate din personajul Don Quixote și de câte ori le recitesc, evident că o să le pun într-o carte, dar de câte ori le recitesc, îmi place și mie să mă aud citindu-mi propriile poezii. Pentru că, repet, Don Quixote și Cervantes sunt o sursă extraordinară de inspirație. Iată poemele semnate Lucian Velea, regretatul autor, care s-a stins în 1992. Se întoarce Don Quixote azi din moarte, poartă amintirea luptelor pescut. Pe frunte mucigaiuri au crescut și bezne în ochii cu obloane sparte. Se întoarce Don Quixote, să-l primim. Îl așteptăm de o moarte și de o viață. E undeva în noi un plai sublim, unde din totdeauna e dimineață. Ce splendoare de versuri! Nici nu mai trebuie altceva, poți să zici că l-ai cunoscut pe Lucian Velea cu această, nu sentimentalism, ci o trăire frumoasă, așa, cu tristețea lui Don Quixote și cu această speranță a dimineții care e din totdeauna undeva. Ce frumos, ce frumos! Și un autor american, de asemenea, despre care n-aș fi știut nimic dacă nu răsfoiam revista Feedback, condusă de Daniel Corbu, numărul 11-12 din 2015, care este și pe internet și din care v-am mai prezentat autori. E bine, în acest număr este și americanul Ronald Johnson, din păcate s-a stins în 1998, născut în 1935, și am citit despre el că
este recunoscut și apreciat pentru stilul de poezie numită la americani experimentală. Oricum ar fi, o poezie frumoasă și am să vă citesc unul dintre poemele care este în revista Feedback. Dacă dați căutare Feedback numărul 11-12 din 2015, mai găsiți acolo câteva poeme la fel de frumoase și sunt citate dintr-un volum care este disponibil pe Amazon. Volumul se cheamă Do as Adam Do, apărut postum în 2000. Deci dacă vă place limba engleză, puteți să căutați și acest volum, această antologie, sau posibil să existe și pe internet, așa cum am găsit pe site-uri și alți autori cu poemele lor. Deci Ronald Johnson, regretatul poet american, prezentat în revista Ieșeană Feedback. Propoziții rostite cu claritate, cu spatele la zid, clare ca unghiile, dar cu toată aspreala curioasă a lichenului. Zidul este făcut din os, făcut direct dintr-o frunte. În spatele lui, pâinea, focul și scrisul, ce se trag din acea varză albăstruie, adică creierul. Strălucind pe câmp, cu prima rouă a dimineții, în afară, între os și pagină, încercuiri de sevă, stele, maree, ținând sensurile, așa cum cuibul ține ouăle bălțate de pasăre. Și eu, la fel ca Thoreau, stau aici adâncit, într-o lume microscopică și într-o lume telescopică, încerc să citesc scrisul rămuros, bifurcat al gerului, păianjenului și galaxiilor, cum silabele, piatră, floare, animal, deopotrivă fac ordine printre cuvinte. Câmpul este proaspăt arat și neîngrijit. Brazdele lui sunt pline de semințe aduse de vânt pe aripile păsărilor, cărui manuscris nou și verde îi vor crăpa lujerul și țepii. Cuvintele trebuie înghesuite ca aricii ca să le poți așeza într-o pagină. Și aici aproape un roman, dragii mei, n-are rost să mai repet. Îmi place de nu mai pot acest autor. Mulțumesc lui Daniel Corbu că l-a introdus în revista sa Feedback și zău dacă nu-mi place, îmi place. Sunt atât de multe idei și atât de multe și atât de frumoase și, repet, fără să te enerveze, fără să te copleșească, poezia este o bucurie atunci când e scrisă de oameni care au și talent și au și educație și cultură și se vede că au la baza formării lor o mulțime de lecturi pe care sunt convinsă că nu le-a copiat cel puțin autorul nostru așa cum fac unii. Dar, în fine, e și acolo un gen literar dacă e să scoți niște chestii și să le pui una lângă alta, dar nu asta este ideea. Ideea este că, uite, m-a făcut să mă simt extraordinar de bine, cu toate că până am aranjat momentul a trecut ceva vreme.
Tot am senzația uneori că, aoleu, prea mult timp, dar merită acest timp, dragii mei, merită din plin acest timp, pentru că este, repet, o bucurie a spiritului, nu doar al scrisului, că eu pe multe le transcriu în agenda ca să pot să vi le prezint, da, poate e bine și asta este bine. Și vă invit să căutați autori, să-mi sugerați dumneavoastră alții și până una alta vă spun că pandemia nu s-a terminat, vaccinați-vă, mai ales noi în România care stăm foarte prost la vaccinare și vă provoc să ne vedem și la următorul moment, v-am zis, nu renunțăm, toate e bune!